sal din 1 plus 2 supra n. Și aici nu știu dacă am făcut bine, pentru că eu am trecut. Scoți un n de la un cap la. Așa. Da, da. Aici. Ori radicalul acesta. Da. Scrie un pic mai mare, că scrie mic, la un loc după loc. Practic nu a ieșit N, a ieșit radical din N. E radical din N peste tot. Adică tu ce ai scris? Noi la față scoatem, nu știu, adică n-am înțeles nicio, dar scoatem N în față. Scoatem N, da. Chiar dacă este la pătrat sau nu, da, secundă. Nu e corect. Radical din N, că radicalul dintr-un produs egal produs din fiecare. Da. Și radical din N peste tot. Sigur că nu influențează, dar matematic nu este corect scris. Și acum radical din N, radical din N se duce și vine 1 minus 2, face minus 1, minus 1, supra 1 minus 3, minus 2. Și face 1 pe 2. Da, și mie 1 pe 2, da. Pentru că eu nu știam cum să trec aici, nu m-am gândit să scot N factorul. Deci sunt chestii simple la care... Da, atenție mult că noi, trebuie să fie clar în mintea ta cum anume s-a întâmplat. Deci, radicalul din este n plus 2. Scoți pe n factor și vine 1 plus 2 pe n. Da. Și radicalul dintr-un produs face radical din fiecare. Și vine radical din n, radical din 1 plus 2 pe n. Da? Și primul e scos radical din n la un cap la altul, ca să fie treaba corectă. Mergem să vedem. Hai să terminăm exercițiul acela care am început. Era vorba de AN. AN era dat. Da. Sub forma 1 supra 1 ori 4 plus 1 supra 2 ori 5 plus și mai departe plus 1 supra n pe lângă n plus 3. Ții minte că așa a fost, da? Da. Plus 1 supra n pe lângă n plus 3. Și tu m-ai întrebat dacă eu nu veneam minte să bătesc cu 3 să distribu numitorul pe acolo. Da? Atunci ce m-aș fi făcut în condiția asta? Și fiindcă problema spune să studiez convergența, aș fi făcut a indice n plus 1, ca să văd diferența. N plus 1 minus n. Egală cum? Ați scris deodată? Da, păi... Eu am mai calculat odată. Ai făcut? Și este făcută vechi. Da, și îți rămâne acolo 1 supra n plus 1, pe lângă n plus 4. De acord. A n plus 1 minus n ai făcut, da? Da. Și ăsta e mai mare ca 0. Da. Pentru că aici este n pătrat plus 5 plus. Nu numai, că e n plus 1, n natural da. Și cu 1, tot e pozitiv, ceva pe un număr pozitiv, e pozitiv. Da. Asta îmi spune că n plus 1 minus n e mai mare ca 0. Adică n plus 1 mai mare decât n. Înseamnă că șirul AN șir monoton strict crescător. Da. Strict crescător, da? Da. Și atunci înseamnă că el pleacă de la 1. Ce înseamnă? Echivalent. Înseamnă așa că A1 mai mic decât A2, mai mic decât A3, mai mic decât puncte, mai mic decât AN. Asta înseamnă că strict crescător, da? Da. Și mai mic în continuare, nu se oprește. Mai mic decât AN plus 1, mai mic. Și așa mai departe. Deci șirul este strict monoton crescător. Acum, se vede că e mărginit inferior de A1. Deci pleacă de la A1, nu? Da. Și îl oprește dacă există limita sa. Deci el va fi mai mic, semn de întrebare, de L. Numărul acela, K,
care îl oprește. Și aici nu știu eu. Am înțeles. Deci este momentul care aici te oprește. Da. Deci avem fâșirul la Ieni cuprins între, poți să zici, a Ieni cuprins între A1 și L1. Mai mic decât A1 și L1 dacă există. Acum, tehnica de lucru este următoarea. În mod normal, dacă ai avea o relație de recurență, să spunem, a zice așa, can plus 1 egal cu 3 an plus 5, dacă ți-ar da așa o relație de recurență, cheam recurență legătura de termeni consecutivi, ai trece la limită și spune că ăsta, în condițiile în care există L-ul acela, a e plus 1 tinde la L, da. A e întor la L, e un reprezentant al cercului respectiv la L, și trecând la L vei avea relația L egal cu 3L plus 5. Și atunci ar veni că 2L, nu 2L egal cu 5, adică L egal cu 5 pe 2. Dacă ai avea șansa să ai o recurență. Tu nu ai o recurență. Ar fi o recurență, să zicem, la un moment dat. Că ană plus 1 minus ană face așa ceva. Dacă întreci la limită, vine L minus L. Da. L minus L, nu pui mâna pe L. Face 0. 0 egal cu 0 la limită. N-ai identitate și n-ai șansa asta. Găsirea lui L rămâne o problemă complicată. Șirul majorat. Deci, practic, cine îl oprește? Repet, îl oprește, așa cum spuneam mai devreme, îl oprește acest L. Și noi am găsit că 3 AN, dacă îți mai amintești, 3 AN egal cu 1, 11 supra 8. 8. 11 supra... Pe 8. Pe 8 a fost? Nu pe 8. Pe 6. 11 pe 6, minus 1 pe N plus 1, minus 1 pe N plus 2, minus 1 supra N plus 3. Asta în cazul în care am făcut partea aceea. Când am făcut partea aceea. De acum ești blocată. Dacă nu faci partea aceea, n-ai ce discuta. Deci majorantul nu mai poți găsi. Decât așa. Și atunci AN va fi egal, ca exprimare, 11 supra 18, minus 1 pe 3, pe lângă toată șmecheria asta, da. 1 pe N plus 1, da? Plus 1 pe N plus 2, plus 1 pe N plus 3. Și trecem la limită, ca să-l găsim la limită, și 11 pe 18. Că ăștia se duc la 0, la 0, da. La 0. Și atunci, L-ul ăsta care, despre care am vorbit, este 11 pe 18. Și se poate dovedi acum că toți termenii și Ryan sunt mai mici decât 11 pe 18. Găsirea lui nu se mai poate face altfel decât așa, desfășurând. Și asta e valabil doar pentru tipul ăsta de exercițiu sau la oricare? Nu. Nu, aici m-am descurcat eu, okay. Pentru că am văzut aici că diferența între 1 și 4, 2 și 5 este 3. Da. Atunci m-am gândit și L plus 3 e 3. Am mulțit cu 3 ca să am la numărător, da. 3 ăla. Autorul putea să fie trebuit să-mi dea el de la început pe 3. Da. Nu mi-a dat pe 3. Dar atunci mi-am aranjat eu și treaba a mers așa. Deci vezi, monotonia se mergea, fără să forma termenul general să o găsești. Monotonia nu e o sumă ușor de calculat. Nu e o sumă Gauss, o sumă chestie, progres aritmetic, progres geometric, ci e vorba de o sumă mai șmecheră. O sumă de fracții care are aici calitatea că termenii nu sunt se translează, uite, 1 se duce în 2, 4 în 5. Da. Ei păstrează distanța de 3. Și atunci, de aici e ideea, că ce bine ar fi dacă în loc de 1 aș pune 3. Da. Și totul ar merge frumos, da? Asta nu am ce să spun așa. Nu pot oferi o rețetă generală pentru toate șirurile. Păi am un șir care am făcut în clasă pe da. Teoremă și n-am înțeles la marginile deloc. Ia să vedem. Asta cu monotonia am înțeles, dar... Monotonia, da, marginea da. Este o chestie care se adaptează în funcție de fiecare ieșiți în parte, știi? Asta aș putea să spun. Așa. Și
lucruri X în C, E mai mare la decât N, unde X în C este forma 1 supra 1 la 2, plus 1 supra 2 la 2, plus, și mai departe, plus 1 supra încă o dată. Monotonia am făcut-o. Marginea. Aici este așa. Deci, n pătrat este mai mare decât n pătrat minus 1. Nu știu de unde a luat-o. Deci n pătrat, scrie, n pătrat. Cât n pătrat minus 1. Și cine e adevărat? N pătrat nu e mai mare decât n pătrat minus 1? Că din dreapta e scăzut 1. Da. Da? Deci față de n pătrat, mai mare că n pătrat minus 1. Și avem observația că X în C e N este mai mare sau egal decât 1. Oricare ar fi N stelat. Dar de unde asta? Ce? De unde X e mai mare egal decât 1? Nu știu. Și după este iar relația asta scrisă aici. Și apoi vine așa, 1 pe n mai mic decât 1 pe n pătrat minus 1. Îl schimb pe n pătrat minus 1 ca n minus 1 pe n plus 1. Ușor, ușor, să o luăm așa. Deci, scrie așa, 1 pe n este mai mic decât 1 pe n pătrat minus 1. Pe n pătrat minus 1, îl schimb ca n plus 1 pe n minus 1. Da, deci egal. Este echivalent cu 1 pe n pătrat. 1 pe n pătrat, da. Da. Așa. Este mai mic decât 1 pe n minus 1 pe n plus 1. Așa. Și apoi spune că x indice n este mai mic decât 1 pe 1 la 2 plus 1 supra 2 minus 1 pe n 2 plus 1. Practic asta transformată la fiecare. Adică eu și mai bine 1 pe 3 minus 1 lângă 3 plus 1. Plus 1 pe n minus 1 pe n plus 1. Da. Apoi altă observație. Că 2 ori 1 pe k minus 1 pe lângă k plus 1 este egal cu 1 pe k minus 1 minus 1 pe k plus 1. Și mai scriu în continuare? Să vedeți toată rezolvarea? Nu, nu. Eu una n-am înțeles nimic, adică v-am înțeles că ăsta scrie ca... Dar nu, eu de unde știu? Vezi? Xn ăsta și rul ăsta Xn încercăm la monotonie te discuți, nu? Da. La monotonie mai da. Urmează unul pe n plus 1 să vede că e monoton da. Crescător. Acum, pentru mărginile, Xn vrei să-l cuprinzi între două numere, alfa și beta, da? Xn, da. Dacă zic așa, încât asta înseamnă cu șirul mărginii. Dacă există alte două numere, alfa și beta, încât toți termenii cu șirul să fie cuprinși acolo, între cele două numere. Și așa cum suma asta nu e calculabilă ca să poți să găsești forma termenului general. Noi în exercițiu anterior l-am găsit termenul general. Da. Că am reușit să facem șmecheria aceea cu cu treiul acela și ne-am dat drumul. Dacă acesta este un șir monoton crescător, că x1 cât este? Uite, x1 egal cu 1 pe 1, da? X2, x2 este egal 1 cu pe 1 pe 1 pătrat plus 1 pe 2 pătrat. Atenție! Păi da, x2 te duce până la... nu e egal cu 2. Da. Se vede că i-a mai adăugat ceva, nu? Da. Lui 1 i-a mai pus 1 pe 2 la 2. Deci suntem ca x1 mai mic ca x2
mai mic decât puncte puncte, mai mic decât xm, mai mic de și așa mai departe decât xm plus 1 și mai departe. E clar că șirul tău xm este cuprins între x1, care e 1, da. 1, și cineva care nu mai fost găsit și care, dacă există, e chiar limita șirului respectiv. Da, e chiar limita. Și acum problema este să construiești acest majorant, șir majorant, ăla să fie calculabil, și atunci ești fericită dacă pui mâna pe o șmecherie de asta. În sfârșit, ca să poată face așa ceva, majorantul e problema acum. Da. Deci să aleargă după majorantul acela, cum anume reușește. Și a plecat cu observația asta, că n pătrat, vezi? Da. E mai mare decât n pătrat minus 1. Adică x2 e mai mare decât x1. Nu. Noi vorbim așa. N pătrat mai mare decât n pătrat minus 1. Din ce motiv? Că din n pătrat scazi pe 1. Deci e clar că cantitatea asta e mai mare decât asta. E scăzut 1. E ca și cum aș spune, 0 e mai mare ca minus 1. Hai. 0 e mai mare ca minus 1, nu? Și adunăm un n pătrat în ambii membri și rezultă că n pătrat e mai mare decât n pătrat minus 1. Asta pentru orice n. Natural. Întoarcem sensul ăsta. Și vine 1 pe n pătrat. Deci vine de aici că 1 pe n pătrat e mai mic decât 1 pe n pătrat minus 1. Asta era așa, când zici inversele lor, se schimbă sensul. Inegalități. Dar asta cu n. Poți să trec și cu k. Da. Eu pot să spun că 1 pe k pătrat e mai mic decât 1 pe k pătrat minus 1. Și acum, asta se întâmplă pentru orice k. Trec la sumă și încep de la k egal cu 2, suma asta. Că dacă eu de la k egal cu 1 aici vine 1 minus 1, fac 0 și n-ai rost. Deci și sumă de la k egal cu 2 până la n, din 1 pe k pătrat, este mai mică decât sumă de la k egal cu 1 până la nu dacă egal cu k egal cu 2 până la n din 1 pe k pătrat minus 1, care e egal acum suma asta. Aici e aproape și roaien, e aproape și roaien, când începi la 1 dai 2, vine 1 pe 2 la a doua. Îi mărețește 1, 1. Ar fi aici șirul xn minus 1. Xn minus 1. Punctez asta, da? Bun. Egal mai departe aici cu sumă de la k egal cu 2 până la n din 1 supra k minus 1 pe lângă k plus 1. Și egal mai departe cu sumă de la k egal cu 2 până la n din 1 supra k minus 1 minus 1 supra k plus 1. Da. Deci am împărțit în 2. Ia asta că a luat cea jumător că vine k plus 1 că amplifică și vine da. K plus 1 minus k plus 1. A, nu. De 2. 1 și 1 fac 2. Și atunci pun 1 pe 2 în factor și treaba e bună. Deci când aduc același numitor, vine k plus 1 minus k plus 1. Dar aici am distribuit numitorii. N-am distribuit nimic. Eu l-am lăsat așa, dar când a scris minus, asta minus asta, acum vreau să văd dacă am făcut o treabă bună. Da. Și când se fac chestia asta, îmi dau seama că n-am făcut treaba bună. Că aici la scăderea asta, când aduc același numitor, vine k plus 1 minus k. Da. Minus, minus 1, plus 1. 1 și cu 1 fac 2. Și 2 ăla, eu nu aveam decât 1 aici. Da. Practic trebuie să mulțesc un 2, să-l pun 2-ul ăsta aici. Da. Da? Acum 2-ul va rezulta din scăderea asta. Da. Și sumă din așa ceva. Și acum treaba merge foarte bine. Hai să mai vedem încă o dată. Deci ce avem în momentul de față? Avem așa că xn minus 1 este egal cu 1 pe 2
pe lângă și încep să-i dau ca valori. Când K-ul este 2, 1 supra 1 pe 1 minus 1 pe 3. Asta pentru K egal cu 2, prima valoare. Plus, K-ul devine 1 pe 2 minus 1 pe 4 plus 1 pe 3 minus 1 pe 5 și mai departe, plus punct de puncte, plus când K-ul devine N, vine 1 pe N minus 1 plus 1 minus 1 pe N plus 1 și aici vine 1 supra N minus 2 minus 1 supra N. Așa. Și observăm că se duce, se duc minus 1 pe 3 cu 1 pe 3, minus 1 pe 4, minus 1 pe 5 cu 5, rămâne asta 1 pe 1 și 1 pe 2. Astea 2 cu plus la început. Și 1 pe 3 se va duce cu cine va fi pe acolo. Așa, și va rămâne 1 pe minus 2 plus 1 pe minus 2. Deci va face 1 pe 2. Da? 1 pe 2 plus pe lângă 1 pe 1 plus 1 pe 2, adică 3 pe 2. 3 pe 2 minus 1 pe n minus 2. Minus 1 pe Da, minus 1 pe n minus 1 pe n. Atât. Minus 1 pe n și minus 1 pe n plus 1. Și uite tu că ai reușit să-l găsești pe xn exprimat așa. Xn minus 1 este egal cu 1 pe de fapt, când mulțesc 3 pe 4. 3 pe 4 minus plus 1 pe 2 sau minus 1 pe 2, hai să zicem, minus 1 pe 2 pe lângă 1 pe n plus 1 pe n plus 1, da? Și acum xn-ul, dacă îl duc și pe 1 partea asta, deci xn arată, în sfârșit xn-ul acesta arată de forma 4 și cu 3, 7 pe 4 7 pe 4 minus 1 pe 2 pe lângă ce este acolo? 1 pe n plus 1 pe n plus 1. 1 pe n plus 1. Și fiindcă ai găsit forma n-ului general, adică calculat suma asta, care părea imposibilă, acum treci la limită și limita va fi 7 pe 4. Și acum ai și majorantul, că era problema cine? Cine oprește șirul ăsta? Răspunsul xn este cuprins între 1 și 7 pe 4. Da. Da? Și 7 pe 4. Și atunci îi spunem că limita lui n este 7 pe 4. Hai să mai vedem încă o dată. Care a fost observația? Observația a fost așa, de acolo s-a plecat, că n pătrat e mai mare decât n pătrat minus 1. Și 1 pe n pătrat e mai mic decât 1 pe n pătrat minus 1. Da? Și mergi și cu K, ca să poți să-ți dai drumul la sumă. Da. Eu aș fi plecat de la început așa. K pătrat e mai mare decât K pătrat minus 1. Deodată. Și atunci 1 pe K pătrat mai mic decât 1 pe K pătrat minus 1. Și trebuie să sumezi că suma este aici, sumă și în partea asta. Și la sumă se vede că de la 2 trebuie să începi, pentru că aici K pătrat minus 1 nu se permite. Da. Și atunci, șirul este xn în stânga costului, mai puțin 1. De ce spune este xn minus 1? Și în dreapta, acest 1 pe k pătrat minus 1, 1 pe k minus 1 pe lângă k plus 1. Vrei să rupem două fracții. Vrei să fie așa, visezi la chestia asta. Dar ghinion este când aduci la cercetări, ai nevoie de 2. Atunci trebuie să spui 1 pe 2 în față. Ca 2 să simplifice cu 2 acela. Da? Da? Și 1 pe 2 se păstrează, suma se calculează. Acum, doi termeni nu sunt chiar consecutivi. Sunt la 2 pași unul de acolo. Da. Dar nu e nimic. Primii 2 rămân și ultimii 2 rămân. Da. Restul se reduc. Și atunci va fi 1 pe 1 plus 1 pe 2, care face 3 pe 2. Minus 1 pe n, minus 1 pe n plus 1. Da? Și iată-ne că am reușit așa să vedem limita asta. La întrebarea să aplică aceeași rețetă peste tot, răspunsul nu. Suma asta nu era calculabilă, da? Nu era calculabilă, nu există o formă de
nu-i progresia aritmetică, aritmetică, nu-i geometrică. Și atunci am mișcat-o într-una calculabilă. Cu o simplă mișcare cu minus 1 ăsta la pătrat, adică n pătrat minus 1 sau 2 la pătrat minus 1, care se așează datorită mișcării acestei inegalități acestea, suma din dreapta e calculabilă, da? Și atunci se trece la limită practic și din dreapta fiind calculabilă totul este perfect. Xn minus 1 mai mic este corect aici. Da. Da? Mai mic, trebuie să spun, că este inegalitatea de aici păstrat. Da. Și acest mai mic se păstrează, dar limita din dreapta este clar că este 3 pe 4 acela și tot ce se întâmplă te duce la valoarea respectivă. Da? Ce mai aveam eu aici, nu... asta am lămurit. Nu-mi dau seama când folosesc criteriul creștere. Sunt acele criterii fundamentale. Ce... Criteriul creșterii. Deci când ai un șir și vrei să-i găsești limita, povestea este să pot prinde șirul acela între alte două șiruri, un șir minorant, altul majorant, și cele două să aibă aceeași limită. Deci cele două șiruri, minorant și majorant, să aibă aceeași limită ca să strângă ca într-o crește. Da. Că dacă minorantul și majorantul se duc spre un același lucru, înseamnă că el care e în interior merge, face, va avea aceeași limită. Da. Da? Deci asta e ideea. Însă tot așa, de la, ești la altul, îți poți da seama cum, ci, cum gândești minorantul și cum gândești majorantul. Asta e povestea. Da. Dar tot așa din negheșiții. Mai avea aici un negheșițiu, a n egal cu, ia să vă șterge tabla să vă vedem și pe ăsta. Cât e 6 oare? 10 și? Cred că o fi. Da, e 10 și 3 minute. 10 și 3 minute. Hai să discutăm și pe ăsta, să vedem așa cam ce e. Ar trebui să vorbim aici. Deci, dă șirul la Ian. Analiza matematică presupune ca orice... toate cunoștințe din urmă la zi. Deci, te provești de logaritmi, de tot felul, de chestii, de tot felul de lucruri. Ei, dar toate informațiile trebuie să le ai la zi și... în momentul în care ai de dovedit convergența, monotonia, mărgirea, așa, te lovește multe, multe, multe lucruri. Deci analizați, faci în clasa 11-a, după ce ai trecut din parte din lucruri, nu? Deci ai n egal cu 2 la puterea 2 la puterea 2 pe n, 2 la 2 pe n plus 3 la 3 pe n, 3 la 3 pe n, supra 2, totul supra 2 și totul la puterea N. Să adunăm cât e un 1. Da, el este forma numărului E. Deci tu vrei să-l aranjezi după niște model, un model de șir deja știu de tine. E 1 la infinit, dacă te-ai limit acolo. Când face 2 pe n se duce la 0, 3 pe n se duce la 0, 1 și cu 1, nu, 2 pe n se duce la 0 și 2 la puterea 0 face 1, 3 la 0 face 1, 2 pe 2, 1 la n. Deci face 1 la infinit. 1 la infinit. Nu 1 la n, ci 1 la infinit. Și acum, lucrul în momentul de față presupune să... aduceți cazul 1 la bază, construiești numărul N, da? Da. Deci șirul la N egal atunci cu 1 plus 2 la 2 pe N plus 3 la 3 pe N supra 2 minus 1 totul la N și egal cu 1 plus aduci la aceeași jumitor doar 1 plus 2 la 3 pe N 2 la 2 pe n 3 la 3 pe n 3 la 3 pe n minus 2 și totul supra 2 totul la 2 supra
2 la 2. Deci totul construit deodată, da? 2 da. Supra 2 la 2 pe n plus 3 la 3 pe n minus 2 ori, ori. Recunoaște că ai pus tu, ori 2 la 2 pe n plus 3 la 3 pe n minus 2 pe 2, da? Da. Și ori n. Ori n-a, bine acolo, da? Și cam mai departe cu... Era puterea... Dacă treci la limite, limite la e, da? Limite la e, da, treci limite și face e la puterea, limită, limită, din... doi la 2 pe n minus 1, că 2 aceea rupe în două bucăți. Da. Minus 1 plus 3 la 3 pe n minus 1 supra... Dar era și n-ul acolo. Da, 2 ori n, da? Supra 2 ori n, de acord cu asta. Egal cu n. La dar am impresia că aici n-am construit noi prea bine numărul e. Cred că am luat slăbiciune. Deci vine ce? Așa. 1 plus ceva, dacă să duci la 0, îți duci la, da. La putere inversă acelui ceva, ai zis bine, da. Dacă treci la limită, face 0, 2 și face 1 la infinit, înmulți cu ăsta, da, și ori n. Nu, n-ai greșit, e bine, e bine.